urcat pe scenă și am văzut câtă lume venise, pur și simplu am început să plâng. Deci e cel mai frumos sentiment pe care poate să-l aibă cineva vreodată. Și acum îmi vine să plâng când vorbesc. Hei, bună tuturor, eu sunt Andra Gogan și astăzi v-am pregătit un nou vlog. Pentru că tocmai a trecut 1 iunie, iar ieri a fost și prima zi de vară, m-am gândit să vorbesc cu voi despre copilărie, despre cât de frumos este să fii copil. Și chiar dacă am 19 ani, nu înseamnă că nu mai sunt copil în sufletul meu. Cu toții suntem de fapt copii, pentru că suntem copii părinților noștri. Iar părinții noștri, la rândul lor, sunt copii părinților lor. Deci cu toții suntem copii. Și este foarte bine să fim așa. Sau cel puțin să avem suflet de copil. Adică adult poți să fii toată viața. Așa că bucură-te cât mai mult de copilărie. De ce credeți că zâmbesc eu mereu? Pentru că îmi place să fiu așa, îmi place să fiu ca un copil. Deși mă pot considera deja adult, îmi place să mă bucur de fiecare secundă din viața mea. Așa că nu vă grăbiți să fiți adulți. Simțiți-vă copii în fiecare zi. Copiii pur și simplu văd doar partea pozitivă din tot ce se întâmplă în jurul lor. Și cu cât creștem, începem să vedem și partea negativă. Sau câteodată să credem ce spun alții negativ despre alte persoane. Dar ce contează în sufletul nostru? Și vă spun, dacă ați vedea frumos tot ce se întâmplă în jurul vostru, viața voastră ar fi mult mai ușoară și mult mai frumoasă. Copiii, atunci când simt că vor să-ți spună ceva, îți spun. De exemplu, am câteva fetițe la Academia Amicii care au 3 sau 4 ani. Îmi spun să vin aproape de ele, că sunt micuțe, și îmi spun așa la ureche: te iubesc, Andra! Și mă fac să fiu cea mai fericită în ziua respectivă. Adică, cum să nu te bucuri de sufletul acesta frumos al copiilor? De-aia vă spun. Și voi puteți să fiți copii. Toată viața puteți să fiți copii. Ține numai de voi să puteți să priviți lucrurile într-un mod pozitiv. Astăzi v-am pregătit câteva videouri foarte drăguțe pe care le-am făcut cu toți copiii și adolescenții pe care i-am întâlnit ieri în Ploiești sau în București. M-am bucurat foarte tare să văd bucuria din ochii lor și zâmbetul lor de pe buze și vreau să vă povestesc ce s-a întâmplat în Ploiești. Pentru mine a fost o experiență pe care nu o să uit în viața mea. Eu văzusem că sunt mulți copii, dar nu știam exact cât sunt. Și știam că acel concert din Ploiești a fost organizat doar pentru spectacolul meu propriu zis. Nimeni înaintea mea și nimeni după mine. Adică toți copilașii care erau acolo erau pentru mine. Pe scenă și am văzut câtă lume venise și câtă lume și-a ocupat din ziua lor de 1 iunie să vină acolo să fie alături de mine, să se distreze alături de mine, pur și simplu am început să plâng. Deci e cel mai frumos sentiment pe care poate să-l aibă cineva vreodată. Să vezi că au venit părinți cu copiii lor, cu bunicii lor, cu toată lumea, fete mari de 15-18 ani și copii de la 3 la 13-14 ani, adică toate vârstele, să fie toți acolo, strânși, uniți, și peste 500 de persoane să fie acolo pentru mine. Mi s-a părut cel mai frumos lucru din toată viața mea și nu o să uit niciodată acest moment. Și acum îmi vine să plâng când vorbesc. Este minunat să vezi că te apreciază copiii și că ei niciodată nu văd partea negativă din orice le-ar spune cei din jurul lor. Ei pur și simplu spun și arată pe fața lor ceea ce este în sufletelul lor. Ei sunt persoanele care sunt cei mai sinceri din toată lumea asta. Și ei spun exact ce au pe suflet. Nu trebuie să fie influențați. Nu trebuie să asculte în stânga și în dreapta. Ei pur și simplu văd și dacă le place, spun că le place. Dacă nu le place, spun că nu le place. Despre asta am vrut să vorbesc cu voi astăzi. Să vă spun că toți putem să avem suflet de copii. Și toți suntem copii dacă vrem să fim și să ne bucurăm de viață ca un copil. Și mulțumesc încă o dată că sunteți alături de mine. Ce s-a întâmplat ieri în Ploiești și la București m-a făcut să fiu cea mai încrezătoare în puterile mele și să trec peste orice din jurul meu. Să văd că sunteți toți acolo și că sunteți atât de mulți, asta e foarte important pentru mine. Și eu voi continua
mult și bine de acum încolo și voi face din ce în ce mai multe lucruri frumoase pentru voi. Deci, la mulți ani tuturor copiilor! Și când spun copii, mă refer și la cei mari care au suflet de copil. Eu vă pup și ne vedem data viitoare!